Angajatorii care își plătesc salariații cu o leafă prea mică riscă amenzi usturătoare. De la 1 ianuarie, salariul minim garantat la plată este de 670 de lei, potrivit unui act normativ al executivului, suma fiind aferentă unui program complet de muncă. Iar agenții economici care nu vor respecta această prevedere vor fi sancționați. Salariul minim brut pe țară a fost aprobat printr-o hotărâre de guvern publicată în Monitorul Oficial din data de 9 decembrie. Valoarea salariului minim brut pe țară este de 670 de lei, cu 70 de lei mai mare decât în 2009. Începând cu această lună, angajatorii au obligația să achite salariaților cel puțin această leafă pentru un program de lucru de 170 de ore pe lună, adică un program normal. Angajatorii au obligația de a aplica salariul minim garantat în plată, care se va fi în cuantum de 670 de lei. În situația în care angajatorii nu înțeleg să respecte aceste dispoziții, vor fi sancționați cu amendă situată între 1.000 și 2.000 de lei. Dacă angajații plătiți cu salariu minim au motive de bucurie, angajatorii au motive de tristețe. Vor plăti la stat contribuții și impozite ceva mai mari decât de obicei.